În etapa a 21-a, în Liga 3-a la fotbal, s-a disputat partida dintre FCM Avântul Reghin și Unirea Ungheni, cele două reprezentante ale județului Mureș din seria a 6-a. Meciul s-a desfășurat vineri, 8 aprilie, de la ora 17 pe stadionul Avântul. Scorul a fost de 0-1 în favoarea oaspeților, iar golul a fost înscris de jucătorul Horațiu Moldovan. În urma acestui meci, echipa reghineană FCM Avântul ocupă în clasament poziția